După ce autoritățile Republicii Moldova au exclus categoric federalizarea drept soluție pentru conflictul transnistrian, socialistul Igor Dodon readuce subiectul în discuție. În cadrul unei conferințe internaționale organizate de PSRM, Dodon a anunțat spre dezbatere și un proiect în acest sens, care se vrea a fi o modalitate de reintegrare a țării noastre. Ideea de federalizare este dur criticată însă de expertul în problema transnistriană, Oazu Nantoi. Potrivit acestuia, Dodon este un agent rus, prin intermediul căruia Kremlinul încearcă să desființeze statul Republica Moldova. Federalizarea pare să fie singura compromisă alternativă. Scenariul создания федеративной Молдовы позволит сохранить нашу территорию периода Молдавской Советской Социалистической Республики. Молдова либо станет федеративной, а также частью Евразийского Союза, сохраняя свой суверенитет и территориальную целостность, либо, выбрав пути интеграции в ЕС, потеряет и Приднестровье. Ideile lui Dodon sunt contrazise de analistul politic Oazu Nantoi. Potrivit acestuia, federalizarea Republicii Moldova este un plan urzit de Federația Rusă, care prin agenția sa de spionaj încearcă să distrugă integritatea teritorială a țării noastre. Toată mizeria asta care se numește conferință internațională este pe de o parte umilitor pentru noi, ca pentru cetățenii Republicii Moldova, pe de altă parte, deci, demonstrează că Federația Rusă găsește agentură aici în Republica Moldova, probabil taxa aceeași 30 de arginți, prin care încearcă să-și promoveze interesele. Domnul Dodon se comportă ultimul timp exact ca un agent al Federației Rusă, care vrea ca Republica Moldova să piardă suveranitatea, integritatea teritorială și să devină un teritoriu controlat de Imperiul Rus. Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, declara anterior că federalizarea ar duce la anihilarea graduală a statului independent și suveran Republica Moldova. Aceeași opinie a fost expusă și de analistul politic Vladimir Socor, potrivit căruia orice tip de federalizare ar transforma Republica Moldova într-un teritoriu practic neguvernat, împărțit în mici principate feudale. Ideea de federalizare a țării noastre a apărut încă în 2003, când Rusia a propus conducerii Republicii Moldova de atunci memorandumul COSAC, plan care se dorea a fi o soluție pentru rezolvarea conflictului transnistrian, dar care prevedea staționarea trupelor rusești pe pământ moldovenesc pentru cel puțin încă 20 de ani. Președintele de atunci, liderul comunist Vladimir Voronin, a fost la un pas de a semna documentul, dar s-a răzgândit, invocând faptul că prevederile memorandumului contravin Constituției, care nu permite staționarea oricăror trupe străine pe teritoriul Republicii Moldova. Ulterior, în 2005, Parlamentul de la Chișinău a adoptat legea cu privire la statutul juridic al localităților din stânga Nistrului, potrivit căreia diferendul transnistrian poate fi rezolvat doar prin acordarea unui statut special regiunii din stânga Nistrului.